De ce iubesc opera? Este o întrebare care poate fi privită din dublă perspectivă. Întâi, opera ca gen muzical complex, care îmbină multiple arte, iar apoi opera ca instituție, opera cu jană, unde mă aflu ca angajat și despre care pot spune că m-am îndrăgostit încă din primele zile petrecute aici. Activitatea pe care o desfășor, printre altele, constă în redactarea textelor de prezentare a spectacolelor ce urmează a fi puse în scenă, scrieri pe care publicul le citește. E bine, această activitate presupune o muncă de informare și cunoaștere a operelor, astfel că am ajuns să descoper și să pătrund în lumea fascinantă a personajelor, ceea ce m-a făcut să mă îndrăgostesc de a scrie despre ele. Fie că ne referim la o comedie romantică, precum Elixirul Dragostei, fie că vorbim despre tragismul din Tosca sau Macbeth, consider că spectacolul de operă atrage prin trăirile personajelor, care sunt atât de bine amplificate de muzica scrisă de mari compozitori, încât creează o adevărată experiență care este imposibil să nu atingă fiecare spectator. Iubesc opera pentru că reprezintă frumosul și pentru că într-o astfel de instituție nu există loc decât pentru frumos.